În următorul video de pe canal o să anunț un giveaway cu 10 jocuri pe Steam. Mai multe detalii o să aflați mâine. Salut și bine te-am găsit la un nou episod din GTA 5. După cum spune și titlul, o să vorbim despre lucruri pe care le urăsc la GTA 5. Nu am de mult timp jocul, de aproximativ 2 săptămâni cred, dar deja am descoperit cel puțin 3 lucruri care chiar mă enervează la jocul ăsta. De exemplu, unul dintre ele, nu poți să te joci un job. Am intrat pe jobul ăsta, ăsta fiind Deadline 2, cred. Am încercat să intru aici să mă joc. M-am mai jucat odată, am mai și filmat un video pe canal. Puteți să dați la video și îl găsiți acolo. Cred că e primul video. Da, primul video l-am filmat pe Deadline 2. Am mai filmat un video atunci, dar atunci am încercat 20-30 de minute să intru. Am văzut la alți YouTuber și am zis că e foarte interesant și să mă joc și eu. Pur și simplu n-am putut să mă joc. De ce? Dau 50 de euro pe un joc de genul și nu mă pot juca. În fine, poți să dai să te joci alte jocuri, de exemplu, cum naiba ieșim de aici. Hai să încercăm să intrăm totuși la alt job, să jucăm ceva măcar. Deci nu poți să te joci jobul pe care vrei tu să îl joci. Hai să dăm aici la online. Jobs, play job. Dar de fapt, hai să dăm online, jobs, quick job. Pentru că așa poate găsește ceva. Bun, deci nu te poți juca jobul pe care îl vrei tu, adică nu te poți juca ceea ce vrei tu, doar dacă ai prieteni pe care inviți pe sesiune. Aici intervine alt lucru. Cum naiba inviți oamenii să intre pe aceea sesiune? Nu am încercat într-adevăr, dar e dubios că trebuie să dai tu la prieteni. M-am chinuit 5 minute să invit un prieten în lista de prieteni. Pur și simplu, mi se pare complicat pentru un joc în 2017 să te chinui să intri în el. Într-adevăr are și 60 de giga și... asta cât că e... Cred că e cu curse sau ceva genul ăsta, nu-mi plac foarte mult, dar o să jucăm și ăsta. Măcar să fie ceva pe fondal, să nu vă uitați la o imagine goală. Un alt lucru care mă enervează foarte mult la GTA 5 e că durează foarte mult să intri în el. Spre exemplu, ca să intru aici, cred că mi-a luat vreo 10 minute. Am avut timp să mă duc, să beau un par de suc, să stau puțin... Am stat puțin pe Facebook și încă nu mi-a intrat, ceea ce mi se pare frustrant. Calculatorul meu duce foarte bine jocul, deci nu asta ar fi problema. Trebuia să dau ready ceva? Nu intră. Urăsc foarte mult să-mi ia mult timp să intru în joc, de asta nici nu mă joc GTA 5. Am încercat de mai multe ori să mă joc și cu prietenii. Aici trebuie să dau ready to play, sigur. Îmi intră, sper, da. Și nu pot să mă joc cu prietenii. Îmi ia 10 ani până intru. Ăsta cred că ar fi al doilea lucru pe care nu o suport la GTA 5. Și al treilea... Care n-ai bere al treilea? Stai să jucăm puțin. Bine că stai pe loc. Da, al treilea lucru e playerul ăla care stătea pe loc. Asta mă enervează la GTA 5. O să mă mai gândesc pe parcurs. Grafica e foarte faină. N-am ce obiecta. Măcar la asta se pricep, față de San Andreas, de exemplu, care oricum e foarte vechi joc, într-adevăr. Ce dracu? De ce mă dau peste cap? Știu și eu să conduc. Sper că nu pierd dacă explodez sau ceva genul ăsta. O să ieșim pe ultimul loc, cel mai probabil. Lucruri de genul ăsta mă enervează pe mine la GTA 5, adică dai 50 de euro pe un joc și frate, nu te poți juca cum vrei tu. Ce vrei tu, când vrei tu. Mi se pare lui asta. Trebuia să-l facă... Eu nu știam până acum, ca să ne înțelegem, nu știam până acum 2 săptămâni cum e GTA 5. Nici nu m-am prea uitat la gamer la GTA 5, pentru că nu m-am prea uitat la gamer în general. Nu am prea avut timp. Pentru că, na, de obicei mă uit, îmi place gaming-ul, deci mi-ar plăcea să mă uit și la ei. Oricum, prefer mai mult să mă joc decât să mă uit la un gamer. În fine, nu asta contează. Dar mă frustrează grav jocurile de genul care dai o groază de bani pe ele. Și nu poți să te joci ca lumea, aveam cu totul alte așteptări de la GTA 5. Nu știu, explicați-mi voi în comentarii dacă greșesc. Mamă, ce dracu se întâmplă. Dacă greșesc eu ceva, nu fac eu ceva bine. Ceva cred că eu greșesc, altfel jocul n-are nicio logică. Al lucru care mă enervează e că te joci cu foarte puțin playeri. Adică în sesiunea ta, după cum am mai spus, cred că am mai spus, sunt 25 de oameni sau 10-25. Nu înțeleg cum îți cumperi casa,
Dacă o cumperi pe sesiunea asta, o ai și pe cealaltă sesiune pe care intri. Ar fi ilogic, pentru că cu siguranță la un dat o să dai de un om care are deja casa ta. Și atunci ce faceți? Aveți amândoi casa? Prea are logică jocul, după părerea mea. Iar o să cad ca prostă? Nu, acum am crezut în sfârșit bine. Explicați-mi voi în comentarii dacă are o altă logică jocul, pentru că eu chiar nu văd că ar avea o logică. Dai 50 de euro pe el, mă repet, am 10-a oară, cred, și nu te poți juca ca lumea. Am vrut și eu, scuzați cacofonia, am vrut și eu să mă joc un Deadline 2, dar n-am putut. Mă joc jocuri cu curse. Dai 50 de euro pe un joc, te joci ce vor ei. La început n-am vrut să fie un clip de hate. Am vrut pur și simplu să mă joc Deadline 2, să filmez, să discut cu voi. Dar nu se poate cu un asemenea joc. Dacă aveți voi propuneri de joburi pe care să le jucăm sau de misiuni, nici asta cu misiunea nu știu, să-mi explicați exact cum ar trebui să intru sau măcar așa cât de cât. Mă prind eu dacă nu cu timpul. Sau să-mi dați, nu știu, un video de reper, cineva care s-a mai jucat și să văd cam cât de cât despre ce-i vorba. Sau lucruri pe care le pot face în GTA 5. Ce poți face în jocul ăsta propriu-zis? Am înțeles cam ceva de genul că trebuie să faci joburi, să faci bani, să faci misiuni, să-ți cumperi o casă, lucruri pe care le faci și în San Andreas. Nu știu dacă e prea bine că compar eu GTA 5 cu San Andreas, pentru că San Andreas, după cum știți, nu-i pe Steam, adică e făcut de oameni și GTA 5 e făcut de Rockstar. Dar pe bune, Rockstar, un asemenea joc, un asemenea preț, în anul 2017 să fie ceva de genul. Un prieten de-al meu, pur și simplu, nu se poate juca jocul ăsta. Și l-a cumpărat, îi merge perfect, nu asta e problema, dar nu se poate juca. O zis că, frate, stau 10 minute până intru într-un joc, într-un joc a GTA 5. În fine, hai să ne... cred că și termin cursa. Când voiam și eu să mă acces pe cursa. Da, cred că am terminat-o. Pe ultimul loc? Cred că da. Urăsc jocurile cu mașini, cu curse. Bine, îmi place GTA 5, uite-o cu mașini, dar... De fapt, urăsc GTA 5-ul. Ah, n-am ieșit pe ultimul loc. Pe locul 5. Ah. Am văzut iar o chestie care o urăsc. Pe Deadline 2 m-am jucat. Erau două runde. Am câștigat prima rundă și am pierdut-o pe a doua. Și la sfârșit mi-a zis loser. De ce? Adică eu câștigasem deja runda întâi. Ce sens are? Trebuie să le câștig pe ambele? Trebuie să faci cele mai multe kill-uri? Sau nu știu care logica. Explicați-mi și asta în comentarii dacă știți. Nu o să mai lungesc clipul ăsta pentru că deja cred că filmez de o oră. Am mai și dat un fail cu un clip. Am dat să-l filmeze și de fapt n-am dat să-l filmeze. Eu am o scurtătură pe tastatură, am apăsat, dar nu a filmat. Cam atât și cu acest episod. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri de acest gen, lăsați un like, un subscribe canalului și scrieți în secțiunea de comentarii cam ce ați vrea să mai jucăm.